Deși le-ai ușit. El era un bun, dar nu a avut dreptate. Nu, tu ai intrat pe Facebook? Recent? Nu, în general. Ți-a dat ad și... Dacă Mirel e Andra din juriul nostru, nu se face pielea de găină, se face de lebădă. Mulțumesc! Păi da, cămașa asta din ce crezi că e? Din dragon! Ce s-a întâmplat? În Biblie scrie că nu e voie să se culce bărbat lângă bărbat, în sensul că au voie să se fută în cur, dar să nu rămână peste noapte. Mizerie mare! Stai că mai am, mai am. Degradant. E ceva care te prinde de coaiele sufletului imediat. Noi vrem să facem sex oricum, oricând, oriunde. Și ce mai rău pentru voi? Cu oricine. Nu vreau să repet ce au zis acești colegi ai mei. Aoleu! Mirica, te rog. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Credeam... Ești preferatul meu. Credeam că ți-a căzut un colț de pâine, așa. Hei! Ai vibe-ul ăsta de motociclist, dar care stă doar în ataș, cumva. O să merg cu Mirel. Da. După ce terminăm. Ce să, îmi vine să plâng. Vrei să plâng? Nu. De 500 de euro în plus. Nu uitați de finala din 3 martie, unde voi o să votați câștigătorii The Mic. Live, într-un poll, pe YouTube, unde vă uitați acum, ce e așa de greu. Dați notificare, pa, hai. Votul tău contează.